Salutare doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel. Astăzi îl am alături de mine pe Alex Cărbunăriu de la Banksters după un an de zile. Te salut, Alex! Bună ziua, Daniel! Bună ziua tuturor! Într-adevăr, fix după un an, mă bucur tare mult să fiu aici. Acum un an eram aici, discutam lucruri mărețe, acum vin din nou înainte de lansare să mai discutăm alte lucruri mărețe. No, bun. Hai să te întreb, prima întrebare ar fi ce este Banksters-ul? Poate sunt oameni care n-au văzut primul episod sau au uitat, mai mult ca sigur. Și ce s-a schimbat într-un an de zile? Pentru cei care nu știu, Banksters este unul dintre, să zicem așa, primele jocuri din Web 2 și Web 3 care se focusează pe educație. Putem să-i spunem că este un joc de trading sau care gamifică trading-ul pentru a ajuta oamenii în a înțelege cum să tranzacționeze, cum să investească, cum funcționează NFT-urile, cum funcționează un miner și, bineînțeles, să câștige la sfârșitul zilei niște incentive sau reward-uri din cadrul jocului. Dar în principal, Banksters vine în ajutorul utilizatorului pe partea asta de educație, de trading, pe NFT-uri și mining. Cam asta ar fi despre, mă rog, o scurtă prezentare Banksters. Și m-am mai întrebat tu ceva. Da, practic un utilizator nou, să zicem, ar fi mai indicat dacă s-ar juca un pic și pe Banksters decât să se ducă să arunce direct cu bani în investiții, în trading real. Sigur, sigur. Eu unul știu exact ce face un utilizator pe o platformă tranzacționare chiar pe cripto și vă pot spune că în proporție de 92% dintre cei care intră pentru prima oară pe o platformă de leverage trading își pierd banii în mai puțin de o săptămână. Deci eu unul nu vă recomand, mai bine jucați bani demo sau jucați Banksters să înțelegeți puțin la început, cumpărați cărți, mai îl ascultați pe domnul Daniel Mihai și vă autoeducați pentru că banii munciți se pierd rapid, pentru că și eu la fel l-am pierdut, sunt un tip emoțional, emoțiile n-au ce căuta în trading și după cum am spus, 92% dintre cei care își deschid un cont și pun 100, 1000 dolari, îi pierd într-o săptămână. Vă spun asta că știu raportul de la un CEX la care eu am lucrat și vedeam cu oamenii își pierd bani. Fabulos. Ce s-a întâmplat de la momentul în care am făcut acum un an clipul până acum? Cam cât de greu este să duci un proiect într-o perioadă de bear market, după care să-l duci într-o perioadă de început de bull market? Într-adevăr, și nu spun eu lucrurile astea, chiar aseară aveam un fel de e-mail și a intrat un membru al comunității noastre și el ne-a oferit, să spunem așa, și pe ocazia asta îl salut pe Iuli, mi-a oferit o chestie nouă. A spus că într-un an de zile Banksters nu a păstrat această strategie din punctul lui de vedere de utilizator și community member, ci a modificat puțin traseul. Și într-adevăr, mi-am dat seama ulterior, într-adevăr, a modificat traseul, am oferit USDT ca reward-uri, 55.000 de dolari ca incentives în comunitate, ne-a schimbat strategia puțin, văzând că vine acest bull market și am modificat, să zicem așa, dacă discutăm despre o mașină, am modificat roțile, am modificat una alta chestie de mecanism ca să ne cuprindă strategia și în acest bull market. Dar în principal, nu că neapărat am pierdut timp, a durat mult, un an e un drum lung, dar niciodată nu poți să pornești la un drum dacă nu ești pregătit. Am dorit să finalizăm aceste licențe financiare pe care le-am deschis în Malta, să luăm licența de Game of Skill tot în Malta, să strângem parteneriate și colaborări în întreaga lume, să semnăm aceste platforme de lansare de NFT-uri, de token, listările și așa mai departe. E nevoie de timp și plus sunt alți factori care tot timpul apar și nu săptămâna asta, cealaltă și tot așa. Au fost multe delay-uri, dar într-un final le-am strâns pe toate și acum lansăm. Ce urmează în perioada următoare pentru Banksters? Săptămâna aceasta sperăm să vină un anunț important. Vom lansa, deja a ieșit anunțul, dar nu a ieșit data. Vom lansa colecția noastră de NFT-uri limitată, unica și ultima, de 2000 de NFT-uri pe mai marele
launch pe NFT-uri și marketplace Magic Eden, care este numărul 1 pe Solana și vine foarte agresiv din spate și amenință OpenSea-ul și Blur-ul, noi am decis să ne lansăm acolo și au fost singurii care au acceptat termenii noștri, un contract legal între entitatea noastră și a dumnealor. Domnii sunt din America și Canada și vom lansa acolo colecția noastră de NFT-uri pe Ethereum. Totul va fi pe Ethereum și ei acum o lună au deschis porțile către Ethereum și până în acest moment, dacă nu mă înșel, au avut 130 de milioane de dolari în volum pe NFT-uri de Ethereum. Deci ăsta ar fi primul pas. Sperăm ca în următoarele 4-7 zile să anunțăm unul dintre sau două dintre launchpad-urile Tier 1 unde vom face token sale-ul. Am modificat și am redus semnificativ alocarea de fonduri. De ce? Ca să păstrăm un selling pressure cât mai micuț, să oferim, mă rog, nu va fi tokenul pentru toată lumea, nu toată lumea va putea achiziționa, dar suntem siguri că selling pressure-ul e redus. După ce am lansat și am vândut tokenul, îl lansăm și noi pe anumite checksuri, tier 1, tier 2, în funcție de negocierile pe care le-am făcut cu dumnealor. Deci facem acest more or less crypto journey sau această experiență crypto de token raise, de NFT sale și listarea la anumite checksuri. Dacă ar fi să explici pentru cei care nu sunt experți sau nu înțeleg cum funcționează, care este modelul de business de la Banksters? În principal, trebuie să fiu sincer cu tine, Daniel. Sunt mai multe tipuri de, să zic așa, cum facem noi bani. Ar fi partea de token raise și NFT sale. Asta este o parte, trebuie să o recunosc, dar e o sumă micuță și toată suma va fi infuzată înapoi în market making și listări. Nu luăm noi bani acasă, că noi avem bani deja. Ar fi partea de utilizatori, în momentul când cumpără, când tranzacționează, când joacă jocul, când creează un NFT, când îl văd. Noi avem un mic procent acolo din care ne facem un mic profit și îl infuzăm în costurile echipei, mă rog, de angajați, de așa mai departe. Și avem o chestie de B2B, în sensul că noi dorim să atragem cât mai mulți utilizatori. Având aceste licențe și acest potențial de joc Web2, noi marketăm acest joc în spațiu Web2 și atragem ușurel utilizatorul Web2, îl convertim în cadrul jocului, oferim acea siguranță fără niciun risc și ulterior o să vadă, hei, am văzut că faci tranzacții pe acțiuni, cum avea și acțiuni pe joc. Ea intră pe acest link să mergi la un broker de tranzacționări acțiuni. Ești un jucător foarte agresiv. Ia mergi tu la acest checks care este high frequency trading. Vrei să play it safe? Hai, uite, poți să, zicem, să faci spot trading, doar spot trading, când ești la acel nivel, pe un anumit checks. Checks-urile ne vor folosi pe noi și deja suntem, și îmi pare că sună aiurea acest cuvânt, discuții. Deci, lucrurile astea, suntem în discuții. Noi chiar suntem în discuții, am avut peste 5 call-uri cu dumnealor, discutăm de 3 săptămâni și vor să ne, posibil să ne și incubeze, posibil să ne și ia ca exclusiv, ca un fel de produs exclusiv pentru ei, să le găsim utilizatori și să îi transferăm în a deschide conturi pe acest checks. Acum, totul este făcut super legal, pentru că aceste checks-uri, ele nu pot, spre exemplu, să-și marketeze produsele în anumite jurisdicții. Nu pot să marketeze, spre exemplu, în Franța. Noi, ca și joc, putem și spunem, ai ajuns la un nivel, uite, acum, dacă vrei, poți să deschizi un cont la checks. Noi așa ne facem banii de pe B2B, business to business. Deci Și afiliere. ad-uri. Exact, și afiliere, și ad-uri, și produse. Spre exemplu, ne gândeam la un moment dat pentru un alt client să-i punem un card cripto. Da? În cadrul jocului. Hei, uite, aici 10 doar la acest card. În momentul în care a dat click, noi am încasat banii de marketing și advertisement de la acești clienți ai noștri. Și utilizatorul mai câștigă un giveaway, mai câștigă un bonus, mai e happy. Nu-l forțăm să facă ceva, dar așa ne putem face noi banii și, cum îmi place mie să o spun, noi putem deveni o portiță pentru aceste checks-uri și aceste produse cripto. Știu că și tu ai un produs cripto, Daniel. Poate chiar discutăm să-l integrăm în Banksters. Da. Bitmarket Deci chiar acum e în am... fază avansată.
Dacă îmi permiți, chiar dacă e un podcast și nu știu ce, aș putea să-ți dau un sfat în perspectiva mea. Nu vă duceți pe zona de exclusivitate mai mult de 3-6 luni cu niciun cex, pentru că lucrurile se vor schimba în vara asta. O să spun după interviu ce schimbări majore vin, pentru că te limitează. Clar, perspectiva asta de marketing este una uriașă. Mulți oameni habar n-au cât de mari sunt reveniurile din afiliere. Care sunt huge. Iar dacă banii ăia îi reinvestești în marketing, unde vine întrebarea mea următoare. Multe proiecte care fac dezvoltare în spațiu cripto, cred că dacă faci o campanie cu 200-300 de KOLs odată, ai rupt pisica în două și gata, te duci la stele. Nerealizând că aceste campanii trebuie susținute pe termen lung. Adică omul dacă nu vede, uite, știi că eu promovez aia cu Redot Pay, promovez în ghilimele tot afiliere, da? Doar că îi cunosc pe băieți. Și atunci, dacă tu nu faci treaba asta constant, tu n-ai cum să faci adopție de useri. E aproape imposibil. Adică ai un spike odată, ți-au venit 10 oameni, zic în ghilimele, după care, la revedere, s-a terminat tot. Ce planuri are Banksters? În primul rând, Daniel, mă bucur că ești deschis la asemenea discuții și ai 100% dreptate. Puțini oameni din spațiul Web3 recunosc acest lucru sau nu știu. Într-adevăr, am văzut și eu chestia asta la multe proiecte. Fac acel super hype, super putere și noi avem, trebuie să recunosc că avem peste 300 de KOLs din întreaga lume, dar doar pentru lansarea aceasta în Web3. Dar noi avem un alt buget, o altă echipă post Web3. Pentru că ce am văzut eu, toate proiectele Web3, mamă, produsul nostru va aduce utilizatorul Web2, vom rupe în Web2 și nu mai fac nimic. Și vă spun de ce, Daniel, pentru că nu știu. Nici eu nu știu cum se face. Și nu știu dacă știi nici tu. Noi, spre exemplu, la Banksters, ce am făcut? Noi am achiziționat, am angajat două echipe de specialiști, marketing automation și ads manager, care vin din Web2, special de gaming și produse financiare, le dăm o grămadă de bani și vor integra acest plan de achiziție imediat după ce lansăm Web3. Și platforma ușor, ușor din Web3 se va schimba, va fi adăugat și Web2-ul, fiind un proiect 2.5 sau 2.5, cum spun, Web 2.5. Deci este alt tip de buget, altă mâncare de pește și așa aduce adopție. Am văzut și Layer 1 mari care nu înțeleg acest lucru. Trebuie să angajezi oameni din Web2 pentru că ei știu exact cu ce să mănâncă acea mâncare. Eu nu știu. Și le dăm o grămadă de bani, avem bugetat, avem și agenții pe Web2 și uite așa, vii cu acel spike în Web3 și după aia îl menții cu Web2 și cu adopția și urci. Asta e nu la preț, ci la adopție și număr de user. Cam așa facem noi și sper să funcționeze și, după cum ai spus și tu, afilierea se fac profituri mari. Dacă aduci Web2-ul, este omul tău și prietenul tău de viață. Un Web2 user e mai important astăzi decât era acum 2 ani și Web3-ul e băgat în atât de multe proiecte încât nu mai știi unde să-l cauți. Și ai Corect. nevoie iarăși de un Web2 user de la început. Cât de costisitor e un proiect de genul ăsta în cripto, așa, grosso modo? Adică câți Nu bani prea am riști voie să să. crezi dacă nu iese? Nu prea aș avea voie să spun câți bani ai cheltuit, dar hai să spunem așa niște numere. Hai să spun între 1 și 2 milioane până acum. Până Deci dacă acum. dai kicks, pierzi 2 milioane, să zicem. Nu chiar, pentru că noi mai avem bani de DAX. Bineînțeles, totul este super aprobat, super corporate, așa. Și membrii comunității ne-au spus, stai puțin, că aici nu e ca la alte proiecte, aici chiar lucrurile sunt diferite, cu facturi, cu nebunii, cu chestii de genul ăsta. Mai avem încă de, să zicem, 2,5 ori mai mulți bani pentru marketing, operational costs și, conform business planului nostru, banii pe care avem la burning rate-ul actual, ne vor ajunge între 3 până la 5 ani, fără să nu câștigăm nimic. Dar Deci bine, noi suntem lucrurile bugetați. astea se va schimba, adică jocul este operațional, business development-ul este în desfășurare, adică e imposibil să nu faci revenue 5 ani de zile în spațiu cripto când ai un produs care poate face conversie, știi, gen pe
exchange-uri pe platforme de trading. Sigur, noi Că cred anticipăm că cel chiar mai la sfârșit. important mesaj pe care aș vrea să-l transmit și celor care se uită la noi este, bă, dacă tot vă jucați cu banii, jucați-vă și cu banksters, pentru că acolo e același lucru, e thrill, învățați niște lucruri, dar nu vă ultraexpuneți cum o faceți în lumea reală. Adică față de un paper trading plictisitor pe TradingView, care e foarte greu să-l faci, oricum lumea îl face aiurea, aici e mult mai dinamic. Adică ai acea senzație că chiar faci ceva, chiar faci un gambling, să zicem. Noi am, să zicem așa, totul e bazat pe skill-uri. Avem și licență de Game of Skill și nu Game of Chance, adică joc de șansă de favoarea jocului de abilități. Și pot să spun că nimeni nu pierde nimic, adică nu pierzi nimic dacă joci, este gratuit. Dacă într-adevăr vrei să mai faci unlock la anumite chestii, trebuie să-ți cumperi un NFT, trebuie să mai ai token. Și noi am făcut atât de bine ecosistemul încât am redus semnificativ numărul de NFT-uri, numărul de token vândut, tocmai ca să creăm acel buy pressure pe care toată lumea îl așteaptă. Deci, pe partea asta am gândit-o foarte, foarte bine și sper să ne iasă. Adică, eu știu ce așteaptă oamenii din Web3, n-are sens să discut acum, dar noi ne-am pregătit împreună cu colegii, cu marketing budget, cu agențiile cu care lucrăm, să Plus că facem delivery. știi că eu plănuiam să fac un trading show la mine live pe canal, știi? Și poate în viitor poate facem un beta test în care, de exemplu, să aduc un proiect, da, gen care e în hype acum, pe care să-l integrăm și să ne jucăm cu el o oră pe zi, live, oamenii să vadă, știi? Și atunci ai triplă tracțiune, că de fapt faci engagement cu cei care urmăresc proiectul, face engagement cu platforma, da? Și face engagement și cu ăștia care vor să învețe. Nu era ideea. Nu Pentru era că eu ideea că asta nu. văd, adică eu mă uit la oameni. Oamenii chiar vor să învețe, dar de multe ori știi cum e, trebuie să vezi, trebuie să fii acolo, trebuie să fie mereu. Pentru că dacă tu vorbești despre tranzacționare așa empiric, știi? Pentru oamenii fix, fix. Una e să vorbești despre cum să conduci o mașină, alta e să o conduci. Știi? Exact. Tranzacționarea nu e un lucru ușor și Nu. eu vă spun sincer, am lucrat 10 ani la un broker și și acum mai pierd bani. Deci mare grijă. Mare grijă. Da, asta cred că mulți oameni nu-și dau seama, indiferent cât de calificat sau cât de mult ai învățat în piața asta, de pierdut bani vei pierde. Da, nu, așa funcționează piața. Altfel, toți erau miliardari, știi că dacă ai găsi acel magic way să faci bani, ar fi super zis, dar nu există. Pentru că mulți oameni nu-și dau seama că de partea cealaltă, băieții aia cu contra cărora joci tu, știi, ca la casino, ei vor și ei să facă bani să piardă cât mai puțin, știi? Ei, acel procentaj de noi, 92%, tot cam așa și la casino, gen, adică. Da, exact. No. Da. Casa trebuie să câștige, da? Deci oamenii trebuie să înțeleagă că tranzacționatul, de fapt, este o bătălie pentru acea margine pe care tu o visezi, o visează și celălalt. Corect, corect. Cum stați pe partea de comunitate în România? E una dintre cele mai puternice comunități pe care avem. De la început, aici vreau eu să mă laud puțin, am dorit de la bun început un alt tip de comunitate și, să zicem așa, membrii comunității din România sunt foarte, foarte închegați și au făcut prietenii pe viață, din câte am înțeles. Se ajută, bineînțeles și eu încerc să-i ajut cu ce pot, i-am invitat la diferite evenimente, au venit și ei. E un, să zicem așa, un mediu de prietenie, de respect. Nu există cuvinte urâte adresate, nu există oameni de acel tip și am creat ca o familie. Ca și mărime, nu este cea mai mare. Cea mai mare este cea pe limba engleză, urmând turcii. La fel, aceeași mentalitate am încercat să o infuzez prin intermediul colegilor mei din Turcia și ei sunt foarte închegați. Deja s-au văzut în Istanbul, în Izmir, în Ankara, s-au văzut la bere. Adică asta doream la început, încredere. Și acum încercăm să replicăm pe Germania, portugheză și spaniolă. Ele sunt mai într-o fază incipientă, dar iarăși le-am spus colegilor, le-am dat așa niște standarde cum să
fac un fel de Indigo ce am făcut în România. România a fost într-adevăr un primul test și a funcționat, a fost replicat în Turcia și acum la celelalte. Pe limba engleză încercăm, e mai greu pentru că sunt mulți oameni din diferite naționalități și e greu să pui un standard. Dar încercăm cât de cât să filtrăm lucrurile și acolo sunt foarte mulți oameni. Avem acum, în momentul de față, undeva aproape 20.000 de Telegram members, toți organici, activi, scriu acolo, intră. Bine, avem și marketing de rulare și de asta poate. Dar eu sunt foarte, foarte fericit cu ce s-a creat, cel puțin pe comunitatea de limba română. Eu și titlul cred că o să-l încep cu încearcă banksters înainte să te joci cu bani real în piața cripto. Ca să facem o scurtă recapitulare, practic voi în câteva zile definitivați cu launchpad-urile, după care, la o perioadă foarte scurtă, după ce faceți raise-ul, care ați spus că este mai mic vis-a-vis de ce targetați inițial, urmează checks-urile. Aici lucrurile sunt definitivate sau sunt în discuții? Sunt deja semnate două contracte cu două checks-uri. Mai așteptăm un check mare să semnăm și să-i dăm drumul la treabă. Dar Am lucrurile deja, noi vom fi parteneri pe partea de business development. Acum nu vreau să dau din casă, dar vom fi pe partea de business development parteneri și dacă acel contract este deja semi-semnat, dacă luăm pe acela, ar trebui ca listarea să fie doar să fie făcută relativ ușor. Noi încercăm să aducem listări, dar și aici sunt costuri, și aici sunt tot felul de chestii, due diligence și durează. Dar pe partea de listări, noi suntem pregătiți și cu fonduri și cu market maker, avem doi market maker. Când va avea loc prima listare? Noi în momentul de față încercăm pe în jur de 15, 16, 17, 18 să lansăm această măreață colecție de NFT-uri și deja am strânit interesul la anumiți influenceri organici. Undeva pe 23, 24, 25, 26 să facem token sale-ul la platforme de strângere fonduri pentru tokeni top 5, top 10, deci doar la cei mai mari am mers. Așa, și undeva în jurul datei de 30, deci relativ scurtuț, bineînțeles, plus minus 2 zile să listăm tokenul la cel puțin 1-2 checksuri. Am înțeles. Deci lucrurile se vor întâmpla foarte repede. Da, gata, nu mai stăm pentru că deja nu mai are sens. Avem totul în derulare, avem un pachet de marketing foarte pozitor, avem și 3 agenții pe marketing, 2 agenții pe PR și 295 de influenceri, KOLs, comunități cu care colaborăm pe limba engleză, turcă, spaniolă, portugheză și așa mai departe. Și practic, după ce faceți listarea pe CEX-uri, bănuiesc că tokenul va fi și pe Banksters, adică te poți juca cu el atât pe CEX, dar și pe Banksters. Exact, va fi totul integrat 100% și utilizatorii pot extrage, cei care au NFT-uri doar. NFT-ul va avea o valoare foarte puternică în ecosistemul nostru, enorm. Deja câțiva băieți s-au prins de acest lucru, dar fără NFT tu nu poți să retrage. Adică ușa se deschide cu NFT-ul de ieșiri și intrări de token. Deci ocazia Da. asta îmi permite să spun celor care se uită la noi și care vor avea cele mai frumoase comentarii la acest clip, Alex va alege, câți Alex pentru NFT-uri? Pot să aleg cele mai frumoase comentarii. Pot să aleg 2 NFT-uri, să ofer 2 NFT-uri, dar am nevoie de mail-ul lor. Eu mă gândeam dacă e să le oferim un task link în care ei își completează, să Ok, zicem, facem numele așa. Dani. Da. Le dăm un Că e task mai simplu pe pentru bune mine. și acolo vedem. Și anunțăm câștigătorii pe comunitatea noastră de limba română, pe Telegram și pe Discord. Și o să pună Daniel un link customizabil și sunt niște task-uri foarte simple, dar dacă doriți să puneți și comentarii drăguțe, sigur. Da, nu neapărat și comentarii drăguțe sau chestii pertinente. Adică dacă aveți întrebări, dacă aveți Da, cuvinte, sigur. dacă aveți sfaturi, dacă ce nu voi tolera niciodată aici pe canal este ura irațională. Adică, ok, critică constructivă, acceptăm cu mare drag, nu suntem perfecți, dar chestii care n-au niciun sens, adică ură gratuită, alea nu vor fi prezente niciodată. Alex, dacă mai ai ceva de menționat pentru comunitatea noastră din România,
La începutul acestui proiect am fost primul român și în cadrul proiectului, este un proiect românesc, am fost primul român, am mai adus încă 2-3 români cu mine, în care am încredere și le-am spus șefilor mei, veniți în România, pentru că România reprezintă, are o comunitate fantastică, are și o putere de cumpărare, n-am să vă ascund acest lucru, dar oamenii noștri știu să mănânce Web3 dimineața. Vă recomand să veniți și în România și sper ca, mă rog, dragii noștri români să aprecieze acest lucru, că mai există și alte proiecte care nu sunt rele și doresc să facă sau au o strategie diferită față de alții. Cam asta ar fi ultimul meu mesaj pentru acest interviu, dar au fost multe proiecte care au avut o strategie greșită și oamenii au pierdut oarecum încrederea. Mie mi-a fost mai greu să le recâștig încrederea, să le spun că chiar noi facem treabă și aducem ceva puternic, decât să le vând povești frumoase. Am schimbat și noi strategia în privința asta. Deci, vă aștept pe Telegram, vă aștept pe Twitter și o să vedeți task link-ul sub descrierea acestui video. Alex, îți mulțumesc mult, ne auzim imediat. Dragilor, vă mulțumesc, o să punem toate link-urile către Banksters. Mult succes cu proiectul, sper să ne auzim după toate nebunile astea, după listare și poate, cine știe, facem ceva frumos împreună. Toate cele bune! Sigur, sigur. Sănătate!